Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube, Xalem Taroko. Pentru cei care doresc etalări private, mă puteți contacta în privat. Veți găsi în descrierea videoclipului detaliile pentru a mă putea contacta. Bun, dar să vedem, avem două variante. Varianta numărul 1, ulcica maro, și varianta numărul 2, ulcica roșie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine, sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă, și anume ulcica maro. Hai să vedem dacă acestei persoane îi este dor de voi. Persoana la care v-ați gândit voi. Hai să vedem. Dacă... Wow, și încă ce dor! Bun, hai să vedem. Dacă acestei persoane îi e dor de voi. Nu doar acestei persoane e dor de voi, ci și vouă de această persoană. Bun. Păi, în primul rând, încep prin a spune că voi v-ați simțit foarte bine împreună. Doar că s-a întâmplat această schimbare, s-a întâmplat această situație între voi doi, în speranța că lucrurile se pot schimba în favoarea fiecăruia dintre voi. Adică, el a gândit că dacă face această mișcare, lucrurile se schimbă în favoarea sa, voi i-ați gândit că lucrurile se schimbă în favoarea voastră. Și uite așa, v-ați trezit într-o situație în care acum fiecare dintre voi vă gândiți dacă v-a uitat, dacă nu v-a uitat, dacă se gândește la voi, dacă nu se gândește la voi, dacă este dor de voi, dacă nu este dor de voi, și așa mai departe. Aici pot să zic destul de clar că lucrurile sunt în egală măsură. E adevărat că această persoană poate a stat mai mult timp singură, sau este o persoană care îi văduv sau văduvă, da? Însă și cumva voi considerați că s-a obișnuit cu singurătatea, și faptul că acum este din nou singur sau singură nu se simte afectat sau afectată, să știți că este o greșeală. De ce? Pentru că această persoană este destul de afectată de despărțirea dintre voi doi, de distanța dintre voi doi, de separarea dintre voi doi. Așa cum sunteți voi în situația în care parcă nu mai vedeți că există o altă posibilitate, că nu mai vedeți că există o șansă de împăcare, nu mai vedeți, nu știu, că cumva considerați că această persoană are pe altcineva și duce o viață mai bună sau ceva de acest gen. E, nu, situația este în egală măsură, pot să spun aici, pentru că fiecare dintre voi vă gândiți unul la celălalt, fiecare dintre voi vă doriți o împăcare, fiecare dintre voi vă doriți să faceți anumite lucruri împreună, însă aici este foarte mult orgoliu, este foarte fiecare dintre voi opune destul de multă rezistență în a clarifica și în a rezolva această situație. Voi, într-adevăr, sunteți persoane independente, sunteți persoane hotărâte, sunteți persoane care știți ce vreți, sunteți persoane care vă doriți să faceți lucrurile într-un anumit fel. Însă nu întotdeauna lucrurile iasă așa cum voi vi le doriți. Nu întotdeauna ceea ce vă doriți voi este benefic atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Aici lucrurile sunt destul de împărțite, da? Nu așa. Bun. Voi, într-adevăr, vă doriți cumva să luați niște hotărâri destul de dure, să faceți niște lucruri cumva în favoarea voastră. Voi considerați că ceea ce faceți voi este atât în favoarea voastră cât și în favoarea celelalte persoane, însă
lucrurile nu sunt chiar așa. Cumva voi în acest moment stați și așteptați să vedeți dacă cumva cealaltă persoană face pași spre voi, vine înspre voi, pentru că voi în acest moment vă simțiți destul de rănită și cumva considerați că cealaltă persoană trebuie să facă pașii necesari. Doar că fiecare dintre voi așteaptă din partea celuilalt și fiecare dintre voi, din câte văd aici, niciunul dintre voi nu se gândește să aibă o altă relație. Niciunul dintre voi nu se gândește să lase această relație deoparte. Chiar dacă întâlniți alte persoane, fiecare dintre voi, dar cumva cu gândul sunteți tot la această conexiune, sunteți tot la această persoană, sunteți tot în această, legați cumva de această situație. Nu văd ca aici lucrurile, cel puțin la nivelul gândurilor, să se încheie foarte, foarte rapid. Da, într-adevăr, poate nu mai există comunicare între voi, poate nu mai există întâlniri, poate nu, da, deci nu mai există niciun fel de... Poate chiar sunteți blocat sau blocată pe rețelele de socializare, v-ați blocat unii pe alții. Nu asta e ideea. Ideea este că, indiferent ce ați făcut în plan fizic, în plan mental, sunteți cu gândul în același loc. Sunteți cu gândul în acele momente în care v-ați simțit bine unul cu celălalt, sunteți mereu și mereu depănați amintiri atât unul cât și celălalt. Nu, aici nu pot să spun, da, celălalt se gândește la tine non-stop și tu nu te gândești deloc. Hai să fim serioși. Nu, dacă nu te gândeai deloc, nu alegeai această etalare. Clar, da? Deci hai să nu ne mințim. Pentru că e ușor, aici este, voi comunicați destul de mult la nivel telepatic. N-ar fi nimic exclus ca aici fiecare dintre voi să posteze pe rețelele de socializare anumite lucruri, dar postate doar în a-l face pe celălalt gelos, în a-l face pe celălalt să se gândească, uite ce am pierdut, ceva de genul. Da? Dar niciunul dintre voi ceea ce postează nu postează realitatea, niciunul dintre voi ceea ce face nu e în egală măsură cu ceea ce gândește. De ce? Pentru că aici fiecare dintre voi vă doriți destul de mult unul pe celălalt. Și da, această persoană își dorește să se reîntoarcă la voi, așa cum și voi vă doriți ca această persoană să se reîntoarcă, chiar dacă spuneți nu, nu-l mai vreau, da? În adâncul sufletului tot mai sunt acele momente în care vă doriți să se reîntoarcă. Singura problemă aici este că niciunul dintre voi nu este dispus să facă pașii necesari în a rezolva această situație, această problemă. Pe termen scurt, cel puțin, nu văd să existe o comunicare între voi. Da, poate exista o deblocare pe rețelele de socializare, poate exista un mesaj scurt, nimic de zis, dar nu văd ceva care să dea de înțeles cum că, într-adevăr, vă doriți o împăcare ambii. Da, pot, fiecare dintre voi se poate gândi la o soluție, dar fiecare dintre voi se gândește cum să rezolve problema în favoarea sa. Am spus, indiferent comunicați, nu comunicați, fiecare cumva aici trageți înspre voi. Fiecare are egoismul său și niciunul nu vreți să dați un pas în spate. Și atunci e clar că lucrurile încă nu se pot rezolva. Dar da, bineînțeles că până la urmă lucrurile se vor rezolva, pentru că nu o să puteți să țineți să mergeți în acest fel mulți ani de acum încolo. Până la urmă unul dintre voi doi oricum va izbucni. Ideea este cum va izbucni, pentru că cumva izbucnirea cred că vine din partea voastră, încercând să-l răniți pe celălalt mai mult decât este, prin vorbe spuse destul de tăios. Vorbe care să cumva le spuneți și loviți acolo unde doare cel mai tare.
Atenție doar dacă faceți astfel de lucruri, pentru că după tot voi vă gândiți de ce această persoană nu vine înspre voi, de ce nu vine să vă spună nu știu ce, de ce nu vine să, de ce nu face pași, așa mai departe. Păi dacă voi aruncați cu vorbe tăioase, e clar că n-are cum această persoană să vină. Deci e clar că aici dor de voi îi este acestei persoane, de gândit se gândește la voi, dar în acest moment este un blocaj destul de mare între voi, în sensul că nu neapărat că e blocaj, nu știu, mai mult blocajul vi-l faceți voi din egoism, da? Și cumva consideră că fiecare are dreptate. Eu nu zic că nu are fiecare dreptate, fiecare are dreptate, însă calculați foarte bine situația și vedeți dacă puteți rezolva ceva în cazul că, în care mai vreți să rezolvați ceva. Dacă nu vreți să mai rezolvați, atunci lăsați lucrurile așa cum sunt. Bun, dar hai să trecem și la varianta cu numărul 2 și anume ulcica roșie. Să vedem și pentru cei de la ulcica roșie. Dacă acestei persoane îi este dor de voi. Dacă acestei persoane este dor de voi. Aici pot să zic că va exista o comunicare, dar comunicarea va fi scrisă în prima fază, după care să știți că vă treziți cu această persoană la ușă. Pentru că este foarte clar că această persoană își dorește să se întâlnească cu voi, indiferent de circumstanțele care există între voi doi la ora asta. Doar că în momentul în care această persoană o să vină la voi, o să fiți ceva de genul acea persoană care sunteți în stare să aruncați cu cuțite după această persoană. Pe lângă asta mai pot exista situații în care în momentul în care această persoană vine spre voi să vă gândiți ce să faceți. Dacă să vă împăcați sau să nu vă împăcați cu această persoană. Pe când aici, după care mai există și o altă situație. Aici mai există situația ca voi să fiți căsătoriți, căsătorite și în momentul în care această persoană revine la voi să vă gândiți dacă să mai rămâneți în căsătoria respectivă, relația respectivă sau să schimbați partenerul. Da? Deci un pic de atenție din acest punct de vedere. Pentru că, într-adevăr, este ușor să schimbați partenerul, este ușor să faceți anumite lucruri pe termen scurt, însă pe termen lung asta vă va afecta foarte mult. De ce? Pentru că, indiferent cât țineți voi la această persoană, indiferent că este, dacă este prima voastră iubire, dacă este, nu știu, o persoană care v-a făcut să vă îndrăgostiți iremediabil și așa mai departe, nu uitați că este doar acel gen de persoană care știe cum să vă atragă și cam atât. Nu este acel gen de persoană pe care să vă puteți baza, nu este acel gen de persoană care să își asume responsabilitate față de voi și față de copiii voștri. Da, este o persoană destul de toxică pentru voi. Într-adevăr, de căutat aici vă caută cam în 2-3 săptămâni, această persoană vă caută, dar așa cum am spus, un pic de atenție, da, pentru că din nou vine la voi, vine cu vorbe mărețe, vine cu propuneri, vine cu tot felul de lucruri din astea care să vă, cu care să vă ademenească, însă realitatea este la fel ca înainte. Când vă e lumea mai dragă, atunci vă părăsește. De asta vă spun, un pic de atenție din punctul ăsta de vedere, da? Dacă este dor de voi, da, este dor de voi, dar este dor de voi pentru o aventură, este dor de voi pentru o situație de moment, în care să vă simțiți bine unul cu celălalt și cam atât, nu este dor de voi în a vă lua de soție sau de soț, da? Deci asta v-am spus.
un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Nu neapărat, voi poate chiar știți că această persoană nu o să vă ia de sau de soție, însă cumva vă gândiți, a, las că o noapte, două merge. Probabil că merge, nimeni nu zice nu, dar cumva această persoană după o să vă și șantajeze, în sensul de, ok, dacă nu, nu știu, dacă nu-mi dai o anumită sumă de bani, mă duc și spun soțului sau soției, dacă nu vii cu mine nu știu unde, voi pune pozele cu tine pe internet sau ceva de genul, nu știu. Cu ce vă poate șantaja această persoană, dar ideea este că nu va pierde nicio ocazie în a vă șantaja. Voi este posibil să considerați aceste lucruri la început că e o glumă sau ceva de acest gen, însă din partea acestei persoane lucrurile nu sunt o glumă, ci chiar le pune în aplicare, pentru că într-adevăr, își dorește să vă facă rău, își dorește să vă strice relația pe care o aveți, pentru că, cumva, dacă nu iasă lucrurile în favoarea sa, de ce să fie, să fiți voi liniștite sau fericite? Nu, lucrurile trebuie să fie așa cum și le dorește această persoană. Deci de asta vă zic un pic de atenție. Și da, acestei persoane îi este dor de voi, dar este dor de voi pentru interesul propriu. Îi este dor de voi atât cât poate să obțină de la voi ceea ce își dorește, pentru că văd că aici această persoană a avut multe lucruri de câștigat din partea voastră, mai ales din punct de vedere financiar. E ceva pe parte financiară. N-ar fi nimic exclus aici ca pentru unele dintre voi, nu pentru toată lumea, bineînțeles, această persoană chiar să vă fi furat inclusiv obiecte din casă, pe care mai apoi să le fi dat în altă parte. Cumva această persoană e ca un hoț pentru voi, nu este acea persoană pe care să te poți baza. E, la fel o să facă și în perioada imediat următoare, în sensul că da, vine la voi, vă caută, vine în casa voastră, pentru că din câte văd aici îl veți primi în casă, însă ideea este că la fel va pleca cu anumite obiecte de valoare din casa voastră, după care voi veți rămâne cele dezamăgite și vă veți gândi de ce eu mi-ai fi dat o șansă, de ce am mai făcut încă o dată asta, că doar știam că face același lucru. Dar știți cum e, voi sunteți ceva de genul, dacă cineva v-a dat o palmă, întoarceți și celălalt obraz să vedeți dacă și în celălalt mai dă. Și da, o să primiți și a doua palmă și după poate că o să vă învățați minte și veți face lucrurile într-un mod diferit. Însă ideea este că până vă veți reveni, va fi o perioadă destul de lungă și cumva aici va trebui să aveți un pic de atenție. De ce? Pentru că veți intra într-o stare de anxietate sau unele dintre voi chiar o ușoară depresie și lucrurile clar nu vor fi tocmai drăguțe pentru voi. Dar, da, nu încercați să nu mai visați acum la faptul că vine și vă dă inel, faptul că vă cere în căsătorie, faptul că, nu știu, vine și își oferă dragostea pe tavă, pentru că sunt doar lucruri la care voi visați, nu înseamnă că sunt lucruri pe care și le dorește și această persoană să le facă. Dorul de voi este doar pentru interesul propriu, nu este acel dor care vine din sentimente, da? Deci este un dor, dar diferit. Dacă are frică să vă piardă, păi nu prea are frică să vă piardă această persoană, pentru că din moment ce are doar acel interes propriu, nu-l interesează dacă vă pierde sau nu vă pierde, pentru că îi sunteți, din punctul ăsta de vedere, indiferentă. Da? Deci de asta lucrurile sunt și cum sunt. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!